Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou episod, oameni buni, din nou o mapă de-a lui Silent Shot, un abonat de-al meu. Oameni buni, foarte interesant cadru, nu? Vă place mai tare așa cu fața, cu bărbosul ăsta de colpir, bă, ce om. Nu știu ce mi-a făcut aici Silent Shot, mi-a făcut o chestie, o casă pe apă, mai pe scurtuț. Ceva de genul, așa pare. E făcută toată din trapdoor-uri, ceea ce e bine, aproape toată din trapdoor-uri. Dar e foarte interesant așa ca idee. Ok, și m-a ascultat nenea Silent Shot și a zis că bine frate, hai că-ți mai fac încă o hartă și mi-a făcut. Și sunt curios ce-a făcut pe această hartă. Ia să vedem noi să citim, dar înainte de toate, eu sunt pe o barcă acum. Cred că sunt pe o barcă. Da bă, sunt pe o barcă. Da, are sens acum. Bun, hai să vedem ce o scris acolo domnul Silent Shot. Bine venit, colpir, la o nouă hartă făcută de nimeni altul, Silent Shot. Poveste: ești un explorator care a decis să urce pe cel mai înalt munte din toată lumea. Ți-ai luat barca și ai plecat spre el. Ca să urci pe munte trebuie să faci parkour pe niște poduri vechi de 120 de ani. Ok, de bea aștept, hei, parkour, ce-mi place. Gata, oameni buni, am încheiat episodul de astăzi. Am auzit parkour, eu ies. La poalele muntelui stă Ion, un pădurar. El îți va spune... el îți va spune pe unde să mergi. Succes, dragă colpir, să ai grijă să nu mori. Bă, chiar o să încerc să am grijă să nu mor. E foarte importantă chestia asta, să încercați tot să faceți chestia asta. E așa, ca un sfat. Bun, deci noi am ajuns acum cu barca la poalele muntelui. Cel mai înalt munte din lume, sau ceva de genul. Îmi place că am dragon aici. Eu sunt direct viking. Da, sunt viking. Bun, și... Bă, dar chiar e mare, mă, muntele. Du-te, mă, de aici. Dar îmi place că... Apreciez sincer, Silent Shot, că te-ai chinuit să faci, să adaugi câteva detalii, niște corale, o treabă, două, îmi place așa, da, frumos, drăguț. Așa, și aici, bă, ce frumos arată asta, statuile astea, oh my god, ce frumoase statuile. Bun, deci, aici trebuie să-l căutăm pe pădurarul, cum îl cheamă? Cum zicea că îl cheamă? Poalele muntelui pe stă Ion. Aha, Ion, așa îl cheamă. Bun. Bă, ce frumos. Ce frumos arată locul ăsta. Sincer, îmi dă un vibe foarte, foarte plăcut. Nu știu de ce, dar îmi place locul ăsta așa tare. Mai ales cu muntele ăsta imens. Bă, cred că mapa e luată de undeva. Gen muntele sau habar n-am. Dacă asta e... Bă, na, nu știu. Eu vă dau seed așa pentru cine vrea. Dacă chiar e seed și găsiți... Harta așa, mamă, e superbă. Avem o roabă făcută de el pe aici. Bun, eu voiam doar așa să explorez puțin zona. Aici e ceva de tăiat lemne, that's nice, hopa. Un mic lag spike. E, asta nu știu ce îi. Nu știu ce îi, dar îi ceva. Hai să intrăm la Nea Ion ăsta. Nea Ioane, ce faci bă, Nea Ioane, băi? Apasă, ce să apăs? Salut, Ione! Ah, pe asta, ok. Bine venit, micule explorator! Hei, nu-s chiar așa mic, e mai mare ca el chiar. Ca să urci muntele, va trebui să urmezi cărarea de lângă casă. Dar ai grijă, este un drum foarte periculos și nimeni până acum nu a reușit să urce până la capăt. Succes în continuare, tinere! Mai bag și câteva cuvinte de la mine câteodată. Nea Ioan, îți mulțumesc pentru succese, succesuri, bla bla bla... Chiar o să... Oba! soare, Nea Ion. Ia să vedem ce mai are Nea Ion pe aici. Poate găsim ceva util. Nu se știe. Bă, uite cum a făcut și subsol Silent Shot. Bă, da. Ar fi interesant să fac și eu o mapă. Tot timpul m-am gândit să fac și eu o mapă pentru voi, oarecum. Dar gen, aș vrea să fac o mapă pentru voi, dar gen să filmez cum fac o mapă. Gen ca o mică serie, știi ce zic? Dar niciodată nu m-am gândit care este, adică nu mi-a venit ideea potrivită. Adică ce rost mai are să vedeți seria cum construiesc eu harta dacă... I don't know, nu știu.
dacă voi o să o jucați, nu prea are sens. Mă rog, am mai vorbit eu despre chestia asta mai de mult, dar aparent vorbim de nou. Eu sunt foarte captivat de floricele, de brăduți, de toate nebuniile astea de aici. Aparent trebuie să mergem pe aici. Ok. Ai ajuns la începutul muntelui. Va trebui să faci parkour pe aceste scări / poduri. Poți să-ți pui spawn point unde vrei. Ok. Toate jump-urile sunt posibile. Sper. Ah, mă, ce încurajator este. Este foarte încurajator. Și acest parkour este de un nivel easy doar pentru tine. Oh, ce drăguț, Silenshot. Thank you. Dropper nu ți-a mai pus deoarece am observat că nu prea te descurci cu el. Să zicem, mă descurc, dar ăla a fost așa puțin mai special, aș zice. Eu zic că mă descurc și cu dropperle, dar ăla chiar a fost puțin ca un complication. But it's ok, it's ok, bun. No, o să încercăm să nu ne dăm spawn point, oameni buni, o să încercăm să o dăm așa puțin mai bine. Hop așa. Hopa diri diri, da. Hop așa. Nu-i greu, nu-i greu până acum, trebuie să mai admirăm puțin să... Bă, ce mișto e aici locul ăsta. Eu v-am lăsat seed-ul. Tu spăca! V-am lăsat seed-ul, băieți, dacă îl vreți. Na, puteți să încercați. E pe 1.15.2 harta, ca să știți și voi. Hai să o luăm de la capăt, cât de greu poate să fie, na. Când o să ne pună foarte tare în dificultate, atunci o să dăm spawn point. Dar ce-i drept e destul de frustrant să cazi și după să nu... E puțin mai greluț aici. Asta chiar e greluță de făcut. După, fix aici am căzut și ultima dată, nu? Mm-hmm. N-aș vrea să mai trișez la parcurs, că după iarăși ziceți prin comentarii parcurs colpir. Ceva de genul ziceți și nu vreau, nu mai gata. Vreau să-mi creez o reputație mai bună de parcurist, da? That's my idea. Dar nu știu cât de bine o să reușesc, având în vedere că nu pot să fac săritura aia. Opa, am făcut-o din dublă săritură de aia cum fac profesioniștii, da? Fuck this game. Ok. Din nou. Hey! Au! Nu mai puneți bușuri din astea. Vai ce le urăsc. Vai ce le urăsc când pic în ele, mai ales pe brațele haiducilor, tot timpul gușterii aia de Dark și de Bloodsman, tot timpul pun bușuri din alea peste tot și nu există să zbor și eu odată pe serverul ăla fără să intru în boss chest din aia. Doamne ferește, mă, ce mă enervează. Ok, hai să dăm spawn point sau, mă rog, ăsta e noul spawn point mai nou. Poate nu. V-am zis că e noul spawn point. Mie îmi place să și câștig în viața asta. Ok. Ok, trebuia doar să faci săritura puțin mai bine. Puțin mai bine, vine și seara, băieți. Vine și seara și eu n-am făcut săritura asta. Ok, hai să dăm time set day ca să fie treaba. Și acum hai să ne concentrăm. Într-adevăr să ne concentrăm. Facem cu dublu jump sau nu? Da, facem fără. Asta se poate face? Nu se poate face, bă! Silenshot este un mincinos, am aflat, oameni buni. Această săritură nu se poate. Doar dacă o facem de aici și mergem așa. No. Stai, frate. Bă, da, se poate. Scuze, Silenshot. Upsi. Bun. Acum, gămem unde... N-ați văzut nimica. Până la urmă am făcut toate săriturile, dacă stai să te gândești, numai că nu le-am făcut toate deodată, consecutiv. Dar în rest am făcut toate săriturile. Bă, dar pare că muntele ăsta este puțin cam înalt. Ok. Bun, acum sărim pe bârna aia, după pe bârna aia și de acolo nu știu ce facem. Bun. Mi-auziți puțin tastatura mai tare, n-am ce să fac, trebuie să o apăs puțin mai tare. Aia e. Primul om mort de pe acest drum. Ai grijă, dragă colpir, să nu pățești ca acești oameni care au căzut. Au căzut? Au căzut și au murit, eh? Nașpa. Atunci hai să-mi dau spawn point, să fie treaba.
că s-ar putea într-adevăr să pic și este destul de mare înălțimea și s-ar putea să mor din prima fără să mai dau eu creativ și toate alea. Hopa! Bun, de acum promit că... De fapt, nu mai promite nimic acolo, pentru că nu se știe ce sărituri îți dă domnul Silent Chat. It's funny because cândva, înainte, acum ceva timp înainte să mă apuc de înainte să mă apuc de filmat din nou videoclipuri, nu știu de ce, dar adică știu de ce, că era fan. Făceam un concurs cu niște prieteni. Ne-am făcut noi server până la urmă sau ceva de genul ăsta, ne-am chinuit noi să facem un server și toate alea. Am făcut server și puneam o mapă de parcurs, dar de-aia făcută de oameni cu, nu știu, care câștigă bani din asta. Așa, și am jucat o mapă din aia, ce e asta? Trebuie să sari până jos, ai grijă să nu mori. Ai șansă 80% să mori, am înțeles. Așa, și făcusem eu mapa asta de parcurs cu... prietenii mei, dar atunci era mult mai fun. De ce? Pentru că când faci parcurs cu oamenii, mai râzi de ei, că ei nu poate să facă o săritură, da? Și de obicei, surprinzător, dacă pe mine mă considerați nașpa la parcurs, prost la parcurs, nu, să-i vedeți pe prietenii mei. Și era fun că gen eu treceam și mă uitam la ei cum cad și pică. Și era foarte fun pentru mine. Nu știu de ce. Mă rog, am pus spawn point-ul și ce zice aici? Trebuie să sari până jos, ai grijă să nu mori, ai șanse de 80%. Ok, cum vom face chestia asta? Îmi pare rău că v-am ținut la vorbă, dar trebuie să vă mai spun și eu vorbă două. Ok, that's very nice. Mi-a rupt toate picioarele. Mamă, ai rămas cu o inimă. Silențat, ești pe aici? De unde știu că am rămas cu o inimă? O testat-o în naibă. O testat-o, bă! Opa, așa! Bun! Așa! Dă-o, mama, ei! Ce avem aici? Alt om mort? Aici au mai căzut cineva, au mai murit cineva? Poate nu mor și eu, nu? Ok... Bă... Cred că e posibilă. După cum ziceam, cred că e posibilă. Hai să mai încercăm încă o dată, iarăși am rămas cu o viață. Ha, ha, ha! Glumă, glumă, băgam, la pepe, parapapu, parapapi, pipi, pupu. There we go. There we go. Din viteză voiam, frate, din viteză voiam. Eu că așa mi se părea mie șmecher, așa. Am văzut eu în filme. Jbam. Ok, am avut o inimă jumate de data asta, ești nebun. How? How do you do that? Dar cum am sărit prima dată? Am folosit eu un jump boost secret sau care-i faza? What's the deal? Ok. Eu știi care-i faza? Eu și încerc să nu fac foarte mult zgomot pe tastatură și cred că asta mă face să și pierd de multe ori. Pentru că încerc să nu fac sunet nașpa pentru microfon, dar pentru voi o să fac și sunet nașpa și sper să trec. Hartă! Mama e de hartă. Mama e de hărțică. Haide bă, băiete bă. 3, 2, 1. De ce am sărit de două ori? A, da, gata, știu care e problema, guys. Problema e că eu nu am o torță, frate. Mie trebuie torță în cealaltă mână ca să văd pe unde merg, mă. Acum ați înțeles de ce nu vedeam și nu treceam. Cum are sens? Uite, acum văd și eu că aici e scară, că aici trebuie să ajung. Make sense now, nu? Are face sens? Are și face sens în același timp. Ok, asta e puțin mai complication. Asta a murit, la asta a murit de ultimele 2, 3, 4 vieți. Dar se poate face, se poate face. Se poate face. Dacă am zis că se poate face, se poate face, dar cum adică nu se poate face, dar ce crezi că mă face pe mine harta asta? Nu mă face pe mine parcurul și nici harta asta, pentru că, nu știu ce pod e ăsta, sau ce cărare a fost, ce este. Dar eu cred că îmi dau, hai să-mi dau spawn point aici. Nu de alta, dar gen, nu mai am chef să fac ăla de 100 de ori. Ok, vezi? Mi-am indus ideea asta în cap că voi reuși să trec. Ok, ok, bun. Plouă. De ce plouă? Nu vreau să ploaie. Clear și dacă vreți să nu plouă niciodată în lumea voastră, scrieți game rule, do weather cycle false. Și după, gata, nu mai plouă în viața voastră. Nici nu mai ninge, nu se mai întâmplă nimic. V-a plăcut aia? V-a plăcut, frate. Ok. Astea sunt puțin mai interesante, așa. Ok, și de aici? Aha, acolo. Wow, dar e complexă mapa asta, mamă, cât de înaltă e, cred că o facem pe 15 episoade, ești tâmpit.
Dar pe asta nu o termin, bă. Cred. Așa. Uuu, eram pe aproape să pic, să mă duc dracului. Bun. Ce s-a întâmplat aici? Îmi dau capul de ceva. Așa, set. Ce-a făcut asta? Ok. Bun. Așa. Și de aici ce trebuie să facem, frate? De aici să sar acolo? Cred că glumești. Cred că îți bați joc de mine, domnule. Sau de aici acolo? Cred că de aici acolo, nu? Altfel nu pot să-mi imaginez. Ori era un command block și îmi zicea ceva. Altfel n-ai cum. Cred că trebuie să mergem partea aia 100%. Hai să încercăm. Să încercăm să sărim pe aia direct, oare? Da, nicio șansă. Din nou, era să mori. Voi ați văzut că eu am sărit de acolo acolo fără să fiu pe creativ și nu mi-am luat nicio viață? Gen... What the fuck was that? Care a fost faza? De ce nu mi-am luat... De ce nu mi-am luat din HP? Nu pot să-mi imaginez. O pus butoane! O pus butoane! Da, ăla e silent chat pe care îl știu eu. Silent chat pe care îl știu eu, pune butoane. A, bun, bun, dar ce sărituri interesante. Așa, și de aici... Așa, așa... Hai să încercăm să facem mai repede. Cu toate că știți cum e. Graba strică treaba. Totdeauna. Și chiar e adevărată chestia asta. Cu graba strică treaba, să vă spun eu sincer. Bun, bun, în sfârșit puțin relax. Wow, am terminat? Oh, ce bine că am terminat cu parcurul pentru o perioadă. Acum un mic labirint, că știu că îți place. E unul foarte mic și ușor. Bun. Hai să vedem dacă o format el vreo... Nu mai merge schema cu dreapta. Mamă, deci eram sigur că o să facă ceva de genul ăsta și o să zică că nu mai merge schema cu dreapta. De ce zici tu că nu mai merge schema cu dreapta? Ți-am spus, ha 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 ha. Da, dar uite puțin, în continuare țin dreapta și o să vezi că tot găsesc ieșirea. Deci tehnica asta nu poți să dai fail cu ea. Crede-mă, toate că o să parcurgi aproape tot labirintul, dar tot o să reușești dacă ții dreapta. Ții dreapta tot timpul și o să dai de ieșire, crede-mă. Uite, uite puțin, uite puțin. Dreapta, dreapta, nu e nicio problemă dacă îi dai de capăt, te întorci, da, continui tot cu dreapta. A murit ăsta, aha. Ok. Oare? Dar pe aici am fost. Opa, stai, 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 stai. Nu-ți pierde calmul. Dreapta tot timpul. Eu m-am dus pe partea... Ok, hai să ținem dreapta pe partea asta atunci. Ok, înțeleg, înțeleg ce-o vrut să facă. Ce-i drept, a fost puțin cam tricky. Aha, gata. I-am zis, bă. Ți-am spus că e ușor. Acum aici avem continuarea. Ha, 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 ha. Avem... Ce? Acum aici avem continuarea? Ce înseamnă asta mai exact? Hopa, m-am pus eu mai bine pe scaunel. Și acum... continuarea labirintului sau... Simt că o să mă rătăcesc. Am ajuns unde am plecat. Dacă ăsta e labirint... Este un labirint foarte șmecher, sincer. Dacă ăsta e labirint. Și da, este un fel de labirint și toate... Ok, hai să ținem minte. Bun, 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 înțeleg, înțeleg care-i schema. Deci, eu am plecat de aici, am fost în prima, a doua, acum mergem în a treia. Hai să încercăm să ne concentrăm. Așa, aici nu găsim nimica. Și aici, cred că... Găsim ceva? Aha! Bun! Mă gândeam că o să fie mai complicată chestia asta. Din fericire noi. Nu știu de ce apăs pe butoane, în speranța că se întâmplă ceva. Hai să băgăm time set day totuși, ca să fie treaba treabă și să vedeți și voi ce se întâmplă. Ok. A trecut ziua. A trecut noaptea, mă scuzați. Și acum continuarea parcursului. Bun, dar dacă stai să te gândești, ar trebui să nu mai avem foarte, foarte mult, dar vom vedea. Pare că suntem destul de aproape de vârf. Nu știu cum să vă zic eu. Ok. Bă, asta cred că e mai complicat. Uite, încă un om a murit acolo. That's sad. Ok. Ok. Ok.
There we go. Aș fi vrut să sar direct acolo, dar nu știu ce, parcă mi-e târșă. Opa. Opa. Pene, lopa. Ok, acolo chiar m-am speriat. Totuși e ciudat să pui polish stand aside pe de-astea. Da, sigur, mapa e, cred că e luată, nu cred că ai stat tu să faci așa, că cred că nebuneai. Sau ai făcut cu World Edit ceva, nu știu. Îmi stau să mă gândesc acum. Oh, there we go, there we go. Hopa! Dumnezeu! Ce-am făcut eu, Doamne, să merit asta? Fix acolo, mă, eram așa departe, eram așa tânăr, nu meritam să mor. Oh, Doamne. Măcar n-am murit unde a murit și fraierul ăsta. Ok. 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 Eu încerc să fac și mai repede ca să vă simțiți și voi că gen... Oh, uite, cultura avansează. Avansează, da. Cultura avansează. Eu chiar, după vreo 2-3 mape de-astea de-a lui Silenciat, probabil o să învăț și eu să joc parcurs puțin mai bine. Probabil. Nu zic nimic că așa o să fie, dar... Ah, probabil. Așa, așa, așa. Cu siguranță mi-auziți pe... No, vai să dau creativ acolo. O să dau creativ, mulțumesc. Cu siguranță mi-auziți puțin mai tare tastatura, dar îmi cer mii de scuze, sincer. Ba, ok, uite aici și-am ajuns și acum... Hai să evoluăm puțin, băieți și fete. Toate săriturile de până acum le-am făcut. Niciuna nu am făcut-o cu creativ. Adică da, am intrat pe creativ și m-am întors cu 2-3 sărituri înapoi, dar gen le-am făcut pe toate, jur. Deci nu cred că am arătat niciuna, deci înseamnă că toate sunt posibile, până acum totul e bine. Ok. Ok. Aud niște lavă, nu-mi place cum sună asta. Ok, uite, chiar este lavă. Trebuie să nu pici în această lavă și să nu te duci după diamante și aur. Și să nu te duci după diamante și aur. Cei care s-au dus după ele au murit. I got it, I got it. Deci nu am voie să mă duc după diamante și aur. Dar vreau, dar vreau. Dar e amuzant că el zice aici, trebuie să nu pici în această lavă. Dar trebuie să pici în vreo lavă? Serios acum, există vreo lavă în care trebuie să pici? Că eu nu știu așa ceva. Nu! De ce, Doamne? Bă, dar totuși, hai să apreciem puțin Silent Shot. Foarte frumos. Foarte frumos făcut așa ca idee. Ai creat o mică atmosferă și contează destul de mult să creezi o atmosferă în jocul ăsta. Mai ales la un adventure map. Perfect. Perfect os. Ok. Diamantele alea. Ce am făcut? Am făcut o prostie, zic eu ce am făcut. Așa, așa, așa. Gata, gata, all good? Yes, baby. Bun, mai departe. Mamă, ce lungă e mapa asta, ești nebun la cap. Nu știu cum o să o editez eu să meargă așa de bine. Wow, mapa asta chiar e lungă. Este incredibil. Bun, lasă-mi, nicio problemă. Azi că e fun, chiar îmi place. Opa, așa. E faza că mă și mișc greu, că na, așa, sunt eu mai bătrân. Na, ce să faci, n-am mai făcut mișcare, am stat în carantină. Presupun că acum Silent Chat se bucură extrem de tare că am căzut acolo. Cred că râde de nu mai poate. That's funny, man. Very funny. Dar eu, I trick the system and I go here. Credeam că ai trick the system, but I can't. Ok. Unde rămăsesem eu blocat? Acolo. Bine. Asta, vedem noi. Așa, deci eu sărisem așa. Deci nu săream bine. De ce am dat double jump? Ok, bine. Aha, și asta e săritura care m-a pus în dificultate. Bă, da, chiar e cam aiurea săritura asta. Dar se poate. Uite că am reușit. Și fără să zbor, fără să zbor. Of, Doamne, game mode survival. Bun. There we go. Ce frumos. Aproape suntem pe vârf. Aproape suntem pe vârf. Cu toate că, dacă stai să te gândești, zicea el că, bă, nu pot să-ți pun dropper. Păi nici nu prea aveai cum să pui dropper acum. Doar dacă puneai la ultimul nivel și ajungeam pe munte ca să mă arunc în apă. Ceea ce nu știu dacă era așa de satisfăcător. Pe toate cred că era satisfăcător. Da, era foarte satisfăcător dacă se întâmpla chestia asta. Ok.
Ok, și ajungem pe munte, guys. Mai avem încă puțin. Oh my god. În sfârșit. Acum ajungem. Vezi că mai este încă un parcurs, încă un munte pe care nu-l vedeam pentru că nu era randat. Și uite că am ajuns. Oh my god. Aici avem o probă puțin mai diferită. În chest ai o lopată, tu trebuie să sapi în această zăpadă, să găsești cele trei chesturi ascunse și după să găsești ieșirea. Asta e un fel de... Asta e un fel de... Aia cum se cheamă? Găsește acum carul cu fân? Este foarte posibil. Bun! Deci trebuie să... În chest ai o lopată... Tu trebuie să sapi în această zăpadă, să găsești cele trei chesturi ascunse și după să găsești ieșirea, ok. Deci trebuie să găsești mai întâi chesturile. Mă gândeam că trebuie să găsesc o cheie în chest, nu știu ce citeam eu. Ce-o trecut prin capul meu. Bă, dar problema e că n-ar trebui să fac așa cum ca nebunul. De ce zic asta? Pentru că avem durabilitate. Chiar avem durabilitate. Hai să vedem câte puncte facem. Văd că găsim monede, monede? Trebuie să sap așa mai cu tehnică, că rămân fără lopată, domnule. Rămân fără lopată și nu vreau să rămân fără lopată. Am mai găsit unul măcar, am mai găsit încă un chest. Ia să vedem dacă... Dacă găsim o lopată în chestul ăsta. Opa. Uite lopata. Probabil n-am văzut-o. Da, silly me. Sorry. Era lopata aici de diamond, nu știu cum a apărut. Nu știu cum de n-am văzut-o, sincer, dar se mai întâmplă și din astea. Ieșirea o găsesc eu, cred că am și găsit-o, dar mai trebuie să găsesc un fucking chest. Un fucking chest. Chestule, probabil am picat examenul ăsta. Proba asta probabil am picat-o, pentru că trebuia să folosesc o singură lopată cel mai probabil. Dar unde naiba-i chestul ăla? God damn it, m-am mințit? Sunt mințit iarăși? Oh, fuck. Am fost mințit, oameni buni. Am fost mințit de Silent Chat. Ai, ai, ai. Uite mă că am găsit în sfârșit. Aha, dar le merit? Nu prea cred. Dar tot o să le iau. Nu le merit, dar eu tot le iau. Hai, du-te bă, pune-te acolo, așa. Bun, și acum ieșirea unde-i? Am ieșit. Aha, aici era ieșirea, ok, bun. Cu monedele nu poți să faci nimic, dar ți le-am dat pentru că sunt om bun. Ok, mersi, mersi, I guess. Mă gândeam eu acum, stai să vezi ce-mi cumpăr o casă, ce-mi cumpăr mașină, stai să vezi, domnule, o să fiu bogat, tare. Ok, eu venit iarăși seara. E a treia oară când vine seara în jocul ăsta, deci jucăm de 30 de minute lejer și... ia să vedem. Felicitări, Colpir, ai terminat harta pregătită de mine. O părere despre ea? A fost prima hartă de genul ăsta, sper că te-ai distrat. Și dacă mai vrei hărți, câte carantină am timp. Bă, da, mai vreau hărți, mi se par fun. Sunt curios ce cred și oamenii. Știu că ultima mapă de la tine a fost destul de bine primită de la oameni. Așa că oamenii cred că te plac, asta încerc să zic aici. Deci faci mape foarte, foarte interesante, părerea mea. Adaugi așa o mică poveste, îmi place. Și asta chiar a fost genială, cu muntele ăsta, cu trebuie să mă duc pe munte și muntele e șmecher, edita mai muntele și... Da, mie mi-a plăcut, nota 10. Și de ce nu mă lasă să... Dacă vrei să te distrezi pe aici. De ce nu mă lasă? Nu mă lasă să deschid chestul. Ah, ok, mă lasă acum. Putem să mergem cu Elytra, ce tare! Hai să dăm timeset de aici și să zburăm puțin cu Elytra pe aici. Dar mai întâi de toate trebuie să pui Elytra. Foarte corect. Ok. Ok. Bă, ce nebun e. Ce nebun e. Uite puțin de unde am venit noi, ești nebun? Oh my god, pe aici venisem noi. Da, eu am făcut ceva parcurs azi. Sunt chiar mândru de mine. Uite, aici am, de aici am plecat. This is crazy. Deci am făcut parcurs de jos până la limita de blocuri, până la 280 ceva de blocuri sau 250 ceva, nu mai știu exact. Ok, a fost foarte șmecher și știi ce mai îmi place la Silent Chat? Că de fiecare dată adaugă
oarecum o chestie nouă, cum a fost chestia aia să găsim chesturile. N-am mai făcut chestia asta până acum de la abonați, știi? Cel puțin din câte mai amintesc. Mă rog, cam atât a fost pentru episodul de astăzi, oameni buni, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, să vă abonați dacă n-ați făcut-o până acum, să activați clopoțelul cu notificări și, desigur, dacă vreți să mă susțineți puțin mai mult, puteți să deveniți membri. Eu aș aprecia foarte mult și ne vedem data viitoare, oameni buni. Ok. Data viitoare, oameni buni. La revedere!